Și atunci, ce-ați surprins sau nu? Nu, n-am surprins, dar ce ați avut? Ceartă cu cine? Ceartă, un angajat al Inspectoratului de Poliție Cahul, oglindă Victor, care tulbură binișoră apele. Of, Doamne, da, vreau să vă zic într-adevăr, nu-i ceartă, nu. Nu-i ceartă, v-a amendat și... Ei, amendat, dar ei se comportă neomenești cu cetățenii, neomenești. Și deci, ideea că eu consider că totuși șeful interimar Costandachi Sergiu nu este atât de ușor, pentru că este unul și este interimar și sunt foarte multe ilegalități. Spre exemplu, eu am, acum și eu am să pun camera să o îndrept altfel. Deci am fost, da, am fost amendată, dar am luat cunoștință cu niște dosare în care am depistat ilegalități grave. Respectiv, domnul oglindă, care am pornit eu video cu el, este responsabil, responsabil de corectitudinea îndeplinirii ofunui material. Ceea ce el nu face, astăzi l-am surprins cu alte acțiuni fiind ocupat. În fine. Dar vreau să vorbesc cu dumneavoastră chiar de ieri la cazul procesului contravențional întocmit mie. Pe faptul precum că eu aș fi lovit, aș fi afumat o geantă în regiunea capului cetățenii numite Lilica Ileana. S-a frătat eu procesul ăsta verbal la vreo 3 avocați și unul dintre ei spune că chiar ce de bine cazul Pietic, o găsită pe o doamnă și au întocmit un proces verbal de viol, dar aici au găsit un domn care pretins confirmă că eu i-aș fi aplicat lovitură cu geanta. Dar unde s-ar fi întâmplat asta sau nu s-a întâmplat? S-ar fi întâmplat la noi, la Teravitis, în satul Burlacu, în Cahul, la societatea cu răspundere limitată, acolo unde eu am cota agricolă, a zis. Cota agricolă. Trebuia să merg, adică am mers ca să ridic o, Doamne, acte, nacladnaia, cum se spune, despre venitul meu agricol. Și Lilica Ileana privea concerturile lui Dirmengi Galea. Și eu doar i-am replicat că zic, postul, adică nu în primul rând consumați banii noștri, a cotașilor, și nu sunteți antrenată în funcția respectivă. Dar ea e angajată acolo la Teravitis? Ea este angajată acolo în calitate, nici nu știu ce calitate are, că e contabil, că e economist, oricum, nici nu știu, nici nu mă interesează. Ea e colega dumneavoastră în Consiliu, nu? Da, e colegă de Consiliu și ea de mulți ani, deci ea este persoana care mi-a zis să închid gura că am gradul 2 dizabilitate. În trecut altceva m-a mai numit și eu de ce am contestat, am depus plângere la poliție și iată ea așa iscusit a pus la cale cu Nicolae Artur, care noi tot avem procese de judecăți cu el. Nicolae Artur fiind polițistul de sector. Fiind polițist de sector, da. Și el în trecut mi-a întocmit încă 5 procese contravenționale care toate au fost contestate. Și acum este o cauză ceva pornit penal, nu le-a mai dus contul, dar dosarul este la un judecător care nu înțeleg nici motive, dar că nu pot, parcă le-a mai și lăsat și balte. Și deci Nicolae Artur cumva s-a strecurat și a încercat el să mă prindă la cârcioc sau cum să mai zic, la undiță, dar nu o să-i meargă, pentru că în cazul dat el a comis multe ilegalități, plus la aceasta acolo sunt camere de luat vederi. El nici nu a solicitat, pentru că eu am solicitat în cerere ca să fie ridicate camere, deci să fie înregistrate, să fie ridicate înregistrările video de pe camerele de supraveghere, că eu știu cu siguranță că acolo sunt la domnul Mihov camere de supraveghere. Deci multe, se văd aici din ochiul liber se vede. Practic vreau să vă zic că în anul trecut am fost mai mult prin instanțe de judecată cu Dirmengi, numită Dirmengi Galea. A fost sancționată, cu toate că ea spune că nu a fost sancționată, dar sancțiunea, ea are sancțiunile. Și în anul curent am prins, deci la 31 decembrie mi-a fost întocmit proces verbal de contravenție, încă și neoferindu-mi șansa să-mi iau un avocat. Asta eu nu spun, nu divulg sau să mă tem cumva. Știți, m-am descurcat de alte rele și mai grele, dar nici pe asta nu o las baltă. Și acum sunteți la poliție. Da, sunt la poliție și deci am făcut cunoștință cu niște materiale și iarăși am găsit, și iarăși am depistat ilegalități și iarăși i-am comunicat domnului Sergiu Costandachi. Dumnealui lasă ochii în jos, în pământ, pentru că vede și le vede grave că ele sunt. Păi, bine, el este unul la câți, nu am întrebat câți angajați sunt aici. Deci și plus la asta alții se mai folosesc de, poate de bunătatea lui, nu pot să mă expun, dar, păi zic, nu o să lăs baltă, absolut. Pentru că am eu vârsta care o am, este peste 60 de ani și părinții mei n-au comis acțiuni abuzive și nici eu n-am comis, nici de gând nu am. Dar dacă dumnealor s-au gândit să facă în complicitate un lucru, poate trebuiau să gândesc. Dar nu, nici nu vreau să trecor de pe limba mea, din gândul meu, chestiuni de complicitate. Să vorbești sincer, să fii sincer și corect cu sine și deci asta este. Deci n-ați lovit-o pe Lilica cu geanta și alți martori în afară de cel care au zis că ați lovit-o nu există. Da, dar eu, adică, să ne gândim logic, că nici nu... În primul rând, eu atunci eram într-o stare, veneam de la punctul medical, dar nici nu m-am gândit, nici nu se spune, nici nu se discute, nici nu se... Am văzut eu acolo careva, am observat, am luat cunoștință cu materialul și am observat ceva acolo, dar nu e nicio problemă. Vă zic, am descurcat... contestat și cereți anularea amenzii. Desigur, aceasta va fi cerința, dar ideea că am și eu timp, am și eu sănătate pentru altceva, adică nu ar trebui ca Nicula, într-un fel, în complicitate cu săteana sa, Lilica Ileana, ai câtă mană, e bun, uite asta, o facem, uite, îl găsim pe persoana X și uite asta, coasem și facem ceva bun pentru rotarul ca să-i învățăm minte. De ce credeți că sectoristul a făcut asta? Poate a venit Lilica să o plâns și a zis că ea câte martorul și el era nevoit să constate că toate faptele sunt împotriva dumneavoastră. Trebuia să constate, dar să strângă, să acumuleze toate probele care eu am acumulat. Eu am și eu probă video și el nu a luat cont de dânsa. Iată, asta e important. Și are probă video și Lilica Ileana. Și asta e pentru că i-au filmat tot. Dar nu, vă zic, de alte rele m-am descurcat și de asta tot mă voi descurca și baltă, eu nu lăs. Da, ați început anul vesel. Am început anul, da, așa că cu Colin de la Nicula. Colin de la Nicula, de fapt, Artur, polițistul de sector. El, de fapt, v-a trimis urătorii pe 31, ca anul trecut. Da. Procesul verbal întocmit pe 31, dar l-am ridicat zilele trecute, că nu am avut timp să-i... Și asta este. Așa că noi trebuie să facem schimbarea de la noi, să pornim schimbarea, nu să dăm vina pe șeful inspectoratului sau pe director sau pe Lilica Ileana. Cum și-a permis ea să treacă la taclale? Atât cât nu era domnul Mihov Petru. Tu ești taxată, tu ești plătită pentru un volum de muncă, să muncești, dar nu să privești, să scrii comentarii, să dai like-uri la chinourile, la postările Dirmengi Galea. Eu asta m-am indignat. De la asta au pornit conflictul. Da, eu asta și am zis, pentru că zic, ești cotizată, ești plătită pentru a îndeplini un volum de lucru, dar nu a privi în lipsa familiei Mihov, că familia Mihov este și doamna, și soția, și nora, și fiul, și alte rude. Adică când dumnealor părăsesc incinta acestui oficiu, ea imediat trece la vizualizarea videoclipurilor plasate pe rețele și comentează. Asta e. Și de la aceasta s-a început și asta nu e o noutate pentru toți care sunt acolo, că respectiv în acea sală mai era și altă doamnă, doamna Severin, care ea muncea, era la locul ei, la masa ei de lucru. Dar Nicolae își permite. A, deci doamna Severin poate fi audiată ca martură în proces. Dar nu este audiată, da, ea putea fi, dar nu este audiată. Am înțeles. Dar ea muncea și femeia era tot timpul, eu tot timpul văd pe dumneavoastră, adică când merg, când am ocazia, când merg acolo, deci ea este tot timpul la calculator și nu o văd cu telefonul, n-am surprins-o, cel puțin de vreo 3 ori eu cât am mers anul acesta, n-am surprins-o cu telefonul în mână. Ce face Lilica Ileana? Și deci nu sunt comentarii de la Severin, dar de la Ileana Lilica sunt comentarii chiar în timpul orilor de lucru. Ei, dar... Ce like-uri. Da, doamna Severin poate confirma sau infirma dacă ați lovit-o cu geanta. Că asta e, ăsta e subiectul procesului contravențional. O să stabilească instanța, dar nu-i frumos ceea ce fac ei. Bine, eu vă zic la revedere. Deocamdată dumneavoastră sunteți contravenientă și nu-i frumos ceea ce faceți. Eu? Să dați cu geanta în capul omului. Și mă tacrez. Dar sunteți scris? Cât timp n-ați obținut anularea, deocamdată sunteți scris în procesul verbal. Stați că nu știu cum să mai întorc camera. Asta scrie, da, și în dosarul lui Petic tot s-a scris. Se scrie, da, hârtie rabdă. Să vedem, bine. Să vedem dacă o să răspundă pentru ceea ce a scris fals. O să vedem, pentru că ședințele de judecată durează și... Anul ăsta aveți cu ce să vă ocupați? Uf, tare n-aș fi vrut, sincer vă zic, avem alte probleme, alte proiecte. Asta astăzi trebuie să mergem la ședințe Consiliului Raional să vedem ce este cu gazificarea gimnaziului, pentru că devizul de cheltuieli este și urmează să iată chiar acum să mă întâlnesc cu domnul director să mergem la Consiliul Raional. Nu am, eu treabă, n-am, cred că să-i dau vreo unui avocat, dar n-am timp eu să-l consum cu nimicurile lui Nicolae Artur și a Ilenei Lilică. Da, l-am început așa cum spui mata, cam o leacă strâmb. Sper să corectez și să întreprind careva acțiuni utile pentru societate, pentru comună. Vă doresc succes. La revedere, vă zic. La revedere.